Cele două tinere de 25, respectiv 38 de ani, au ajuns la spital la un interval de câteva ore una de cealaltă și prezentau dureri abdominale. Investigațiile efectuate de medici au scos la iveală faptul că în ambele cazuri trebuie intervenit de urgență, fiind vorba de sarcini extrauterine. Două paciente în vârstă de 25 și 38 de ani, care s-au prezentat în urgență la început pentru niște banale dureri de abdomen și dureri lombare. Ambele cazuri au fost preluate de colegii de la UPU, unde au pus un diagnostic foarte rapid în urma investigațiilor. Și în urma investigațiilor, aceste două cazuri au fost cu suspiciune înaltă de sarcină extrauterină. Pacientele pe parcursul investigațiilor în UPU au devenit instabile din punct de vedere hemodinamic și atunci, în primul caz, s-a solicitat prezența medicului ginecolog de gardă de la maternitate, care s-a prezentat extrem de repede în UPU și împreună cu chirurgii au intrat în sala de operație cu pacienta de 25 de ani, salvând viața pacientei. În cel de-al doilea caz, pacienta a fost stabilizată de către medicul de UPU într-o colaborare foarte strânsă cu medicul de gardă de la maternitate. A fost trimisă către sala de operații direct de pe targa de ambulanță, a intrat în sală, fiind salvată și cea de-a doua pacientă. Cele două cazuri au implicat o desfășurare de cadre medicale din mai multe specialități pentru salvarea pacientelor. Ceea ce demonstrează că și la noi există colaborare între colegi, pe această cale chiar îi felicit pe colegii care s-au implicat, în chirurgi, ginecologi, medici din urgență, care medici ateiști, și colegii de la ambulanță care au dus cazul rapid la maternitate. În ambele cazuri, pacientele sunt bine și evoluția favorabilă. Intervențiile în ambele cazuri au fost realizate cu succes, evoluția fiind una favorabilă.